Colegiul Ion Luca Caragiale din Ploiești nu-și mai poate folosi baza sportivă. Recent, moștenitorii terenului unde a fost amenajat au ridicat la jumătate un gard din tablă, care taie amfiteatrul cu terenul de basket, pista de atletism și terenul de handbal. Suprafața astfel delimitată aparține prin retrocedare celor 9 moștenitori ai familiei Ghica. Și dacă partea din pista de atletism, hai să spunem că nu era neapărat necesară și stringentă, problema cea mai dură este legată de acea groapă, de acel amfiteatru, în care aproximativ o treime a revenit actualilor proprietari, iar partea care ne rămâne, practic, rămâne un teren care nu poate să fie folosit. Baza sportivă are o istorie celebră. Ea a fost inaugurată în 1972 printr-un meci demonstrativ între cei doi mari tenismeni, Ilie Năstase și Ion Țiriac. Acum profesorii de educație fizică, dar și elevii, nici nu știu cum își pot desfășura orele de sport. Baza sportivă pe care o are Colegiul Național Ilie Caragiale cred că este unică în țară. Baza dispune de pistă de 100 de metri, de zgură cu 4 culoare, 2 sectoare de lungime, teren de basket cu tribune în amfiteatru în care pot asista în jur de 1500 de spectatori. În momentul de față nici nu mai putem amenaja alte terenuri de lucru pentru orele de educație, pentru că nu avem acces cu utilajele pe bază. Deci vom fi nevoiți să ne restrângem activitatea. În teren de sport o să trească să ne înghesuim în sală cine știe câți. Mă pare rău, nu? Da, aveam o bază, era o bază frumoasă. Alergai pe aici nestingheri în jurul ei cât vroiai. Frumos că era mare și puteai să alergăm și să ne jucăm. Să face sport așa, da. Ca la carte, nu? Da. E nasol când l-am văzut, nu ne-a plăcut. Ne mulțumim oarecum că ne-au lăsat jumătate din teren, cum puteți vedeți aici. Din păcate nu putem să-l folosim decât să jucăm de la un coș basket sau handbal. Moștenitorii au venit cu o ofertă de 900 de euro pe metrul pătrat, cu condiția ca municipalitatea să cumpere întreaga suprafață de 1800 metri pătrați. Față de această situație, considerând că prețul este foarte mare și împovărător pentru bugetul municipiului, domnul primar a inițiat un proiect de hotărâre ce urmează a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local, prin care intenționăm să aprobăm o documentație urbanistică pentru demararea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică. Moștenitorii susțin însă că au dorit să negocieze, dar nu au avut cu cine și că sunt dispuși să meargă în continuare în instanță dacă aici se va ajunge. Noi nu avem nicio vină că nu are primăria bani. Cine nu are bani, nu cumpără. Așa cum ne-am judecat 12 ani ca să-l obținem în instanță, o să ne judecăm în continuare. Aceiași moștenitori sunt proprietarii unei alte bucăți de teren de 2700 de metri pătrați, situate în vecinătatea terenului de sport și pe care era o bază logistică a poliției. În ședința de Consiliu Local de luni, aleșii vor decide soarta terenului de sport din curtea colegiului.